domnișoarei consul Silvana Ghimici, pentru cuvintele alese. Invit alături de mine pe scriitor Viorel Păreșteanu să ne fac un scurt introducere. Bună ziua și la mulți ani pentru această sărbătoare. Mulțumim echipei Romania Comunii Teofarna pentru invitație. Vreau să vă spun că reprezint Centrul de Promovare Itaca, revista Itaca, dar de Montecit. Și vreau să fac o precizare referitor la această sărbătoare a limbii, a limbii române. Am încercat și noi să o sărbătorim la un nivel de sigur mult mai mic, simbolic, aș putea spune. Chiar în 2013, când a intrat în vigoare legea respectivă, evenimentul a fost restrâns la noi acasă, cu numai câteva persoane. Însă am transmis pe un canal stream. Asta a fost live, da? După care am mai făcut un moment special și o întâlnire, dar tot într-un mediu restrâns. Am pregătit un material pentru această sărbătoare pe care aș vrea să vi-l citesc. Limba română, ultimul bastion. Fiecare popor, fiecare națiune se identifică între celelalte popoare prin câteva elemente esențiale. Acestea fiind limba, portul și obiceiurile. Din nefericire, portul național tinde să fie considerat mai mult o extravaganță, uitându-se faptul că strămoșii noștri l-au dus cu ei prin istorie ca pe o mărturie, odată cu el transmițând urmașilor prin simbolurile cusute pe haine, credința și istoria neamului. Nici obiceiurile nu se mai țin, exceptând marile sărbători, însă de cele mai multe ori fiind despuiate tocmai de însemnătatea lor spirituală și a legăturii cu natura, pământul. Am putea spune că ne-a mai rămas limba, iar acest lucru este cel mai sfânt dar al unui popor, reprezentându-l în tocmai, chiar dacă de-a lungul istoriei a suferit transformări și influențe, în contactul firesc cu alte popoare. Fondul de bază al limbii române a rămas același la populația trăitoare pe teritoriul actual al României, indiferent de regiune, ca și la populațiile care au migrat cu sute de ani în urmă sau care trăiesc acum pe teritoriul altor țări, așa cum sunt armânii, megleno-românii, istro-românii sau comunitățile din Ucraina, Serbia sau Bulgaria. Neologismele este firesc să apară tot timpul într-o lume extrem de evoluată tehnologic, aflată într-o continuă și rapidă schimbare, însă fondul de bază este același și face parte din ființa noastră ca român. Nu te poți descurca într-o conversație folosind numai neologisme sau cuvinte împrumutate din altă limbă. Te-ai depersonalizat, nu ai mai reprezentat nimic. Într-o perioadă istorică în care se pune tot mai mult accentul pe universalitate și nivelare legislativă, se pare că limba rămâne singurul argument de păstrat pentru a ne putea identifica și exprima ca popor. Ziua limbii române este în fiecare zi și trebuie sărbătorită prin grija cu care o exprimăm, cu respectul cuvenit normelor gramaticale și cu mândria de a o purta și transmite mai departe copiilor noștri, cu atât mai mult noi, cei care trăim în țări străine. Când vorbim despre această sărbătoare, nu putem să nu-l pomenim pe scriitorul Corneliu Leu, cel care prin stădaniile sale timp de 8 ani de zile a reușit să determine în cele din urmă autoritățile române să stabilească prin lege data de 31 august ca fiind Ziua Națională a Limbii Române. Să vorbești corect limba română nu este un mof, așa cum încearcă unii să sugereze pe rețelele de socializare. Nu pretinde nimeni să folosești un limbaj poetic sau elevat, însă celor care fac dezacorduri de gen sau nu știu să folosească o pratimă, ar cam trebui să le fie rușine. Totuși, niciodată nu este târziu să ne corectăm și să învățăm ceea ce nu știm. La mulți ani așadar tuturor celor care vorbesc limba română și simt că aceasta îi reprezintă. La mulți ani!